Mesajul coregrafiei este inspirat din legenda micului prinț. Oamenii mari nu pricep niciodată nimic și obositor pentru ultraj să dea într-una explicații. Fanii dinamoviști reclamă și faptul că se face totul pentru ca Steaua să ia titlul. E un lucru pe care l-am auzit des în ultima vreme. Să vedem însă ce se întâmplă în acest derby dintre Steaua și Dinamo. O pasă direct la adversara lui Lazar Hamrun pentru Stanciu, într-o poziție aici de 1-1. Stanciu trage în diagonală, dar este un șut destul de slab. Nici șut, nici centrare. E adevărat, și Alex Chipciu era departe și probabil în primul moment de nervozitate a lui Mircea Rednic pe acea pasă total aiurea dată de Lazar. Vorbeam mai devreme despre schimbările făcute de Rednic față de formula din partida cu Viitorul din etapa precedentă. Hanca, Anton, Filip, Rotari. Stanciu, o diagonală pentru Hamrun care arată excelent. Hamrun din prima prinde Cernia Uscas. Un portar care a gafat în ultimele două partide, nu are amintiri plăcute de pe Arena Națională, a încasat 4 goluri de la Astra, a greșit și în deplasarea de la Viitorul. Vedem pe Pintili, Stanciu, pentru Hamrun în poziție regulamentară și de această dată Hamrun pentru Chipciu, sare peste minge, Popa nu reușește și este gol! Văzut în ultimii ani autogoluri la confruntările dintre cele două mari rivale. În returul sezonului regulat, Varela marca în propria poartă la disputa din Ștefan cel Mare. În alte partide din ultimii ani, Bărboianu și Fai înscriau și ei în propria. Adi Popa la recuperare, pasă pentru Stanciu. Adi Popa a căzut, apoi își lovește adversarul. Stanciu șutează, prinde Cernia Uscas. E da, golul a fost scânteia de care avea nevoie acest meci pentru a se aprinde. Interesant această încercare a lui Stanciu cu piciorul stâng. Deocamdată Dinamo nu l-a pus la treabă pe Niță. Romario vine din spate, scoate balonul pentru Vali Lazar, se precipită dinamoviștii, șut prins de Florin Niță. Un prim șut pe spațiul porții al dinamoviștilor. Sergiu Hanca a fost cel care a trimis balonul. Steaua pare că a exersat mult contraatacul, pentru că de fiecare dată când Niță are mingea, jucătorii din față... Combinația acum între Chipciu și Stanciu, a vrut să-i întoarcă balonul Stanciu, Chipciu cu noroc și cade Chipciu în careu, dar nu obține lovitura de la 11 metri pe care și-o dorea, o fază de revăzut. Vom afla curând dacă intră în categoria fazelor controversate. Din tribună mi s-a părut că a plonjat... a sărit peste el, a sărit... Iată, lovește acolo, dar cade târziu Chipciu. L-a atins, e adevărat, Pulici, dar a căzut târziu. Contactul a existat. Lansarea lui Toșca, îl caută pe Adi Popa și cade acolo Adi Popa, va fi însă repunere din careul mic. Interesantă ideea lui Toșca de a trimite balonul între fundașii central Puli și Mevlia. Nu sunt sigur că nu e Hens la... Nu, nu este Hens. I-a pus mâna pe față lui Adi Popa. Alexandru Tudor era din nou bine poziționat, pleacă bine Chipciu din poziție regulamentară. Să vedem, să vedem o reluare. A părut bună inițial poziția lui Alex Chipciu, dar ne putem înșela.
ci este poziție regulamentară, este poziție regulamentară, oprit aiurea de această dată Kipciu. Stanciu deposedat corect, Palić la 20 metri, pasă pe culoar pentru Noele. Ce pas să dă aici pe culoar, nici vorbă de offside la Nere, care îl învinge pe Niță și este 1-1. Al doilea șut pe spațiul porții al dinamoviștilor, primul gol al lor din această seară. Execuție de vârf adevărat, execuție simplă a lui Nere, o descoperire a lui Mircea Rednic, să nu uităm de acest lucru. Omul care nu a semnat în vara anului Sârbului, trimite lui Băurceanu, Amrun, așează mingea pentru Stanciu. Stanciu peste poartă! O repriză secundă care a debutat fulminant cu golul lui Dinamo. Steaua încearcă să-și revină din șoc și să... Atacă Dinamo, pasă pentru Eric Bigfalvi. Fostul stelist îi trimite lui Hanca, centrare pentru Niore, mingea așezată pentru Rotariu. Ocazie uriașă! Ocazie uriașă, Niță reușește să intervină. N-a fost offside, steliștii s-au uitat spre asistent. Vorbim despre o ocazie uriașă pentru Dinamo. Iată-l pe Toșca, îl scotea din offside pe Dorin Rotariu, care ratează ocazie monumentală, ocazie cu care nu știu dacă te întâlnești de două ori într-un derby. Dinamo foarte periculoasă. E un fotbalist care nu a mai marcat de 6 luni și care nu i-a dat niciodată golul lui Dinamo. O pasă aici a lui Kipciu, foarte bună pentru Stanciu, care îl caută pe Amrun. Șut slab al lui Amrun, prinde Cerni Auskas. O pasă direct în aut. Încă o dată faza, pasa superbă a lui Stanciu. Ce viziune are de carul stelei. Gregori Tade intrat proaspăt. Tade în duel cu Bevlia, trage de acolo Tade. Interesantă opțiune aleasă de Gregori Tade. Și cunoscându-l pe Tade, o opțiune surpriză. Și turneul de tenis de la Monte Carlo. Pasă foarte bună a lui Enache pentru Adi Popa. Centrare pentru Tade. O nouă ocazie pentru Steaua. Dinamo rezistă, însă rezistă cu greu. E asemenea unui pugilist care primește lovitură după lovitură, rămâne în picioare, dar nu într-o stare bună. Probleme mari în flancul stâng. Momcilovic iese aici, Fenta, iese și pasa pentru Amrun. Tade peste poartă! Peste poartă! E a treia oară când șutează Gregori Tade, golgheterul sezonului trecut din campionatul României. A marcat de 18 ori pentru CFR Cluj. La Steaua n-a mai fost același fotbalist. E adevărat că nici nu a găsit liniștea de la CFR Cluj. O bună bucată de timp a fost în afara lotului, chemat de urgență la prima echipă. Palić către Bigfalvi. Posibilitate de contraatac, Quintili va fi eliminat. Al doilea galben pentru Mihai Quintili, care și-a dat seama că va fi un atac periculos. Părăsește terenul. Va sta în Cupa Ligii, dar va juca în campionat împotriva Astrei. Și mai are 2 minute de rezistat. O diagonală aici de Delceanu. Trece pe lângă minge. Ratează ocazie
poate la fel de mare ca cea a lui Rotariu. Trebuie să tragă de acest egal pentru că iată centrarea mingei a venit perfect lui Nedelcearu, în loc să dea în cealaltă parte, a încercat să dea în prelungire și de aceea nu a prins cadrul porții și a ales greșit procedeul. Minge pierdută de Adi Popa, Paul Anton trage, o lovește însă defectuos și se termină meciul. Cât de frumoasă a fost repriza secundă acestui derby. Steaua Dinamo se termină la egalitate 1-1. Filip a marcat în propria poartă în minutul 16. Nioerea a egalat în minutul 48.